Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod din seria mea cu World of Metin. V-aș ruga, dacă vă plac videoclipurile mele și dacă susțineți ceea ce fac, să nu uitați să apăsați pe butonul de like și să vă abonați la canal, pentru că este gratis și chiar mă ajută foarte mult. Vă doresc o vizionare cât mai plăcută. Păi, să facem foarte multe lucruri în episodul acesta. Mai întâi aș vrea să vă arăt ce am mai făcut eu pe aici. Am reușit să fac și eu într-un final calul armat ei. Și acum să luăm carte. Upgrade my horse. Unde căcat e cartea? Măi. Uite. Să vedem acum cum e cu armat. Și o să facem o grămadă de lucruri în acest episod. O să spargem chestii, o să-mi sparg capul, o să sparg calculatorul și poate să spargem și câteva iteme. Am mai dropat eu câteva chestii pe aici pe care o să le sparg acum. Că n-ai cam nesimțit fierarul acesta, deci 5 FMS-uri și 3 riburi. Am mai spart, cred că vreo 4 FMS-uri și vreo 3 riburi. N-am reușit să trec niciun de plus 6. Să vedem, poate avem mai mult noroc acum, dar n-aș prea crede. Mai am și 3 schimbă. Am găsit și eu într-un final, lol, am uitat să văd lingoul. Am găsit și eu într-un final unde se dropează riburile și femesurile. Trebuie să ai un cont de nivel 18 sau de la nivel 10 până la nivel 18 și dropați nimha acolo. Chiar foarte repede, dacă aveți și mânușă sai și mânușă normală, o să aveți un drop chiar bun. Ok, să vinem și noi ăsta. Deci o să le dau până la plus 4 aici și care merg, o să mă duc el la fierarul de brazdă. Deci să începe. Asta e și azi, sigur. A mers. Măcar la plus 1 să meargă și el. Asta are 13 competență. Deci mi-a eșuat 2 la plus 1, îmi venea să sparg calculatorul. Plus 2. Lua ăsta e plus 5. Plus 5, n-am măcar mers. Plus 2. Plus 2. Plus 2. Lor tot plus 5. Futu-ți gura, măi, să-ți fut. Dumnezei și terasa, măi. Plus 3. E mult mai fain cu muzică pe fundal, înainte puneam în Camtasia și dădeam mai încet, dar acum o ascult direct așa. Nu știu, e mai fain să vorbești cu muzică decât să stai să vorbești singur ca prostul. Plus 3. Hai, da, bă. Futu-ți gura, măi, să-ți fut. Bă, ești prost. Of. Ok, mergem la... Hai bă, calanică. Am și o armată în sfârșit. După aceea o să mă apuc să... În următoarele spleuri o să mă apuc să farmez prin farma. O să fac o grămadă de lucruri interesante. Dacă vreți să urmăriți și voi, aș fi chiar...
poate fi chiar recunoscător. Să vedem pe unde găsim neacul ăla. Mergem pe aici, poate găsim aici. Băgăm și o licoare de viteză. Și iureșul. Și mergem către fierar. Oricum nu știu ce șansă am, dar cred că ori să la prușeasă, ori să se spargă toate. Nu m-ar mira, adică la norocul meu să teșeze două FMS-uri la plus 1, e chiar culme. Accesorii. Trebuie să găsim noi niște de arme pe aici. Armuri, alchimist. Hai bă, unde ai arme? O să fac și după ce o să mă duc să... uite-te aici. După ce o să mă duc să dropez de-alea, obiecte de bișterie ca să fac... să fac și un tigru plus 9, ca să pot să farmez. Să vedem acum mai e acum lol 200 de K. 5. Nu, că merg cu 1 până la plus 9. 6. 7. Hai mai că nu mai am bani. Futu-ți Dumnezeu, mati, să-ți fut de joc. Deci, da, cam cel mai prost drop, futu-s gura, mă, timă, ce bâlbâi. Cel mai prost fierar, din cât ai auzit pe Metin 2 până acum. Ia vină cu ce futu-s Dumnezeu, mătii de fierar. În fine, haide să mergem să mai batem puțin pe acolo, poate mai dropăm un FMS ceva. Să vă arăt și vă unde. Unde bat eu. Avem valoare de aia mare în episodul ăsta. Am găsit un minte cu dubstep, e foarte, foarte fain. O să vă las și pe link-ul în descriere dacă vreți să-l downloadați. Mai am de aia. Uităm scroll. Nea, nu mai am. Ok, o să mergem acum să... vedem dacă mai avem noroc să dropăm un femeie ceva. Ce lag am, de ce pula mea am lag? Deci, uitați aici Nimha. Dacă sunteți începători pe Ordometin și încă nu știți, aici au dropat cel mai bine femeie-uri și riburi. Revin în 2 minute, am un problem. Da, mă sunam, mi s-a futuse imaginea, se vedea cu negru și am trebuit să ies din jos să intru iar. Deci, cam prin locul ăsta puteți să dropați riburi și FMS-uri. La urcea aceștia negri dropați riburi și la... stați ce înțeleba pe ceștia. Unde e mânușa? Aici. Deci, un cont de la nivel 10 până la 18, puteți să dropați aici riburi, lol, nu muri. Futu-ți Dumnezei, măti. Deci aici puteți dropa driburi, FMS-uri, puteți farmați destul de ok. Vă faceți niște iteme plus 6 și veniți aici să bateți. Dacă aveți noroc să-l luați, mi se pare că decât luna vă dă 12 monede pe site. Faceți 14 monede și vă luați mânușă site și o să aveți un drop destul de considerabil, adică mult mai bun decât fără mânușă. Da, se pare că mă cam omoară. M-am enervat o grămadă cu firarul acela. Am stat vreo 2-3 ore să dropez riburile și femeiesurile și am mai rămas decât cu 4 din... nu știu cât aveam, 11 sau ceva de genul. Hai. Lol. T-
Urșii ăștia dau damage destul de mari. Vem și ne-o da asta. În fine, mai batem puțin pe aici, să vedeți care, cam care este drop-ul. Deci, la urși dropați riburi, la urși aceștia negri. Iar ai murit futu-ți gura, mă. La urși aceștia negri dropați riburi și la Blue Wolf aceia dropați femesuri. Dacă aveți un șastai și mânușă normal pe care o primiți din cufăr, de la nivel 10, îl primiți în fiecare cufăr. O să aveți un drop destul de mare și o să puteți să farmați aici. Puteți să, nu știu, să dropați riburi femei, să le faceți plus 4, să le vindeți cu 2 milioane. Cred că asta o să fac și eu și o să cumpăr direct un plus 9, că am văzut că nu prea am șansă de reușită cu Ferrarul. În fine, cam atât a fost și cu episodul acesta. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai și tu un like și să te abonezi la canal pentru că este gratis și mă ajută foarte mult. Mulțumesc de vizionare, baftă!